Observator, Justin Bieber va susține un concert cu intrare liberă de seară în New York, ca să fie sigure că vor prinde loc lângă scenă zeci de adolescente dorm de câteva zile pe trotuarul din fața sălii în care va avea loc spectacolul. Da, și nu le deranjează deloc condițiile de cazare. Ar face orice ca să-și vadă idolul, iar că ele mai sunt sute de mii. Atât de mult încât sunt pregătite să stea sub cerul liber și să doarmă pe asfalt câteva zile ca să fie sigure că îl văd pe artistul adolescent. Trotuarul din fața centrului Rockefeller seamănă cu o tabără Occupy, doar că în loc de tineri supărați pe bancherii de pe Wall Street, pe asfalt stau zeci de Bieberi. I'm the number one Justin Bieber fan because I've loved Justin Bieber for like 3 years now and like I've had all the CDs and posters and everything and he's just such a great guy. Ca să treacă mai repede timpul, fanele fredonează melodiile idolului lor. Și pentru că majoritatea sunt minore, fanele sunt acompaniate de mamele lor. La doar 18 ani, Justin Bieber a reușit să câștige inimile a milioane de adolescente din întreaga lume. Probably think there's something wrong with us, but it's just Bieber fever. Him and I are gonna get married and we're gonna have really, really pretty kids. Like they're gonna be gorgeous. Concertul gratuit oferit de Justin Bieber va avea loc în această seară.